Nicolae Bara a făcut infarct, avea 67 de ani. Drumurile și acțiunile noastre au fost mereu purtate de gândul cel bun, de azi înainte rămâne doar amintirea vremurilor prin care am trecut împreună. Drumul spre eternitate, prieten bun, a transmis Constantin Traian Igaș, citat de Specialarat, Ro. Nicolae Bara a fost investitor la UTA Arad în perioada 2006-2008, iar în urmă cu o lună și jumătate transmitea că ar fi dispus să contribuie la redresarea echipei care luptă pentru salvarea de la retrogradare în acest sezon. Nu mai sunt la vârsta la care să visez ca ai verzi pe pereți. Nu pot să pun căruța înaintea calului. Nu am cum să fac strategii până nu înțeleg foarte bine dacă e nevoie de mine într-un fel sau altul. Interesul meu era să văd dacă pot ajuta Utea cumva, nu știu cum, nu am un scenariu prestabilit. Ăsta e singurul meu interes, să ajut Utea. Dacă pot, dacă nu, mă dau la o parte și rămân în continuare un suporter din umbră care urmărește fenomenul, dar lăsați-mă să evaluez corect, spunea Nicolae Bara.